Aproximativ 20 de hectare de teren au fost cuprinse de flăcări luni. Pompierii au intervenit cu două auto speciale pentru stingerea incendiului de vegetație uscată, măciniș și lizieră, izbucnit pe raza localității Bălanu din comuna Rudemori. Pentru că focul se extindea cu repeziciune, în sprijinul pompierilor militare au venit și lucrători ai ocolului silvic retezat. Intervenția a fost una foarte dificilă, deoarece au existat mai multe focare. Vântul puternic a favorizat propagarea flăcărilor, iar terenul este greu accesibil. Din cauza scăderii vizibilității, pompierii s-au retras la baza versantului, unde au supravegheat gospodăriile din zonă, astfel încât focul să nu le pună în pericol. Pompierii militari din cadrul detașamentului Hunedoara și cei ai punctului de lucru Totești au acționat pe parcursul zilei de ieri pe raza localității Bălanu, comuna Rudemori, pentru localizarea și stingerea unui incendiu de vegetație uscată, mărăciniș și litieră, care s-a extins și la pădurea de fag și pin. În sprijinul pompierilor au acționat și acționează în continuare și lucrători ai ocolului silvic retezat. Intervenția echipajelor operative a fost una extrem de dificilă, întrucât au existat mai multe focare, terenul este greu accesibil și nu se poate interveni cu autospeciale și totodată propagarea flăcărilor a fost favorizată de manifestarea vântului puternic. Pompierii din cadrul detașamentului Hunedoara și din cadrul punctului de lucru Totești, alături de lucrători ai ocolului silvic, intervin, iar incendiul este localizat. Acum se acționează pentru lichidarea ultimelor focare.